cresc pensiile celor care iau sub 3.000 de lei pe lună. Cum se aplică decizia? Era necesar. Raluca Turcan a declarat marți că PNL a luptat încă din 2022 pentru neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, în ciuda afirmațiilor eronate ale PSD de atunci. Ea se declară mulțumită că această măsură a fost în sfârșit implementată și inclusă pe agenda legislativă a PNL, recunoscând totodată întârzierea procesului. Raluca Turcan, ministrul culturii, a declarat marți că Partidul Național Liberal, PNL, a susținut încă din anul 2022 neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 de lei. Aceasta, în ciuda faptului că, în acea perioadă, reprezentanți importanți ai PSD și ministrul PSD al muncii de atunci i-au înșelat pe pensionari, afirmând că majorarea pragului ar conduce la impozitare progresivă. Turcan s-a exprimat mulțumită că măsura este acum implementată și că a fost inclusă recent pe agenda inițiativelor legislative ale PNL pentru Camera Deputaților. Ea a adăugat că, deși a durat, este mai bine că s-a realizat acest lucru decât să nu se fi întâmplat deloc. Felicitări colegilor de guvernare de la PSD pentru faptul că au înțeles, în sfârșit, după ani de împotrivire, că neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei este o măsură fezabilă și necesară. Observ că, în sfârșit, au ajuns la concluzia că inițiativa mea și a colegilor din PNL de a susține neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei trebuie -o imediat -o pusă în aplicare. Mă bucur că, în sfârșit, se implementează, după ce inclusiv ieri a fost anunțată pe lista inițiativelor legislative ale PNL în sesiunea parlamentară pentru Camera Deputatilor. Mai bine mai târziu decât niciodată, a scris Raluca Turcan pe Facebook. Îi înșelau pe pensionari. Turcan susține că, încă din anul 2022, Partidul Național Liberal a fost un susținător activ al neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei. Acest lucru a fost evident chiar în contextul în care reprezentanți influenței PSD și ministrul PSD al muncii de atunci îi înșelau pe pensionari, afirmând că ridicarea pragului ar conduce, de fapt, la o impozitare progresivă. Ce bine că, până la urmă, ideile PNL au fost preluate deși, așa cum spuneam și în 2022, bugetul de stat dispunea încă de atunci de fondurile necesare pentru neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 lei, ceea ce înseamnă, în fapt, o creștere a acestor pensii, mai arată Ministrul Culturii. Marcel Ciolacu susține majorarea pragului pentru impozitarea pensiilor la 3000 de lei. Marcel Ciolacu, premierul României, a declarat marți la Craiova că a discutat despre majorarea pragului pentru impozitarea pensiilor la 3000 de lei, atât cu ministrul Muncii, cât și cu ministrul Finanțelor. El a menționat că impactul bugetar al acestei măsuri nu este semnificativ, estimând că ar fi în jur de 800 de milioane de lei și a adăugat că modificarea va fi adoptată printr-o ordonanță de urgență. În același timp, Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a solicitat PSD să sprijine în Parlament, săptămâna viitoare, proiectul de lege propus de liberali care prevede creșterea plafonului neimpozabil al pensiilor de la 2000 de lei la 3000 de lei.